Bună regăsire tuturor! Nu este o lipsă de respect să începem misiunea Mari de Mici cu spatele la dumneavoastră. Am dorit, din tot sufletul, să simțiți ce simt și eu în momentul în care pot purta un simbol ce vorbește despre un campionat foarte important, un campionat ce promovează tineri care muncesc foarte mult, care iubesc sportul, care vor să fie Mari de Mici. Ei sunt sportivii clubului Ucioan Li, Forța celor 5 pumni din Craiova, sportivi care de curând au participat la campionatul european de ușu tradițional și care au venit acasă cu o experiență teribilă, cu diplome, cu medalii, cu voință și dorință de a merge mai departe, căci și-au auzit imnul cântat pentru ei, într-o lauda lor. Pentru mine este o mare bucurie să se fie adunat cu toții aici la club, unde sunt antrenați de Silvio Banu, antrenor de ușu Kung Fu. O să-mi explice domnia sa cum e cu toți danii, cum e cu centurile, cum e. Pentru că să știți, artele marțiale chinezești practicate aici nu sunt doar greu de practicat, doar greu de învățat, ci și foarte greu de pronunțat. Prin urmare, eu o să tac și o să las fiecare sportiv în parte să se prezinte, să spună isprăvile pe care le-a făcut la campionatul european și apoi vom încerca de la fiecare să înțelegem cum schimbă viața unui tânăr o astfel de performanță. Dau mai departe ștafeta și iau o pauză, căci în această prezentare va trebui să mă încarc și eu cu frumoasele lor mărturisiri, care sunt în diplome și în medalii și în experiențe de toată isprava. Mă numesc Ghiona Andrei, sunt dublu campion european la probele de Wing Chun tradițional, de Taolu și de Tui Shou, adică forma de împingere a mâinilor. Ce pot spune, a fost o mare surpriză și pentru mine și pentru colegi că am putut să venim acasă cu medalii. Iată că ne-am prezentat la un nivel bun față de sportivi din toată Europa. A fost o experiență foarte interesantă, a fost foarte bine să vedem nivelul la care se lucrează în altă parte, să simțim efectiv pulsul altor practicanți de arte marțiale din celelalte țări ale Europei. Mulțumesc! Și să-l rog pe Andrei, dacă tot facem prezentările, va trebui să-i ascultăm pe fiecare în parte. Andrei, se practică greu artele marțiale chinezești? Nu și dacă îți face plăcere. Da, câți ani trecut au până să poți ajunge la performanța de a fi campion european? Eu cred că sunt în sală de 6 ani, 7 ani. Nu am stat să număr, tocmai pentru că timpul trece foarte ușor și fac asta cu plăcere. Niciodată nu m-am apucat de arte marțiale pentru performanță în mod explicit. Am venit pentru că e ceva interesant pentru mine, face plăcere să practic și... Și sunt învățături din arte marțiale? Da, absolut. Disciplina care se învață aici cred că ne ajută absolut peste tot. E un anumit grad de politețe care se învață aici. Deci aici se face și educație foarte, foarte bună. Educație morală, etică. Înveți în primul rând să aplanezi și să eviți conflictele. Mă numesc Rodulescu Miruna, am participat la campionatul european de ușu, la proba de Wing Chun. M-am reîntors de acolo cu medalia de aur. Medalia de aur câștigată după cât timp de practicat arte marțiale chinezești? Am fost aici când eram mai mică, a făcut 3 ani, iar în septembrie m-am reîntors. Să înțeleg că sala aceasta e cu lipici la picii care iubesc sportul. Da, așa este. Te-a schimbat cumva fiecare dintre sentimentele foarte puternice
pe care le-ai trăit acolo printre sportivi din, nu am înțeles, din Rusia, din Turcia, din Ucraina, din foarte multe țări, da, sportivi care au venit în delegații uriașe, mulți dintre ei. Da, a fost o experiență unică, foarte frumoasă, alături de colegii mei. Cum e să-ți atârne la gât medalia de aur? Este frumos, dar și după multă muncă, mult efort. Nasul pe sus așa se ridică? Nu. E tot o învățătură prinsă aici la sală? Da, cu siguranță. Mă numesc Moraru Andreea Gabriela, am întors de la campionatul european de ușu cu medalia de argint la proba de Wing Chun. Se face pasul greu pe podium? Sincer, după atâta muncă depusă, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, eu l-am făcut destul de ușor. Eu am luat la viața mea un singur premiu și m-am urcat pe o scenă de teatru. Erau scări, am ajuns repede acolo. N-a cântat imnul pentru mine și n-a fost într-un context internațional. Cum ai dominat așa toată această senzație extraordinară de a te număra printre cei mai buni? Sincer, după toată această perioadă, după toate aceste pregătiri, am simțit totuși nevoia că totuși trebuie să fiu puternică, adică să nu mă las dominată de emoții, de frică. Am vrut să fiu puternică, să nu mă las doborâtă. În spate era antrenorul spunând, atâta vă trebuie, sau spunând, puteți, mergeți înainte. Da, ne-a susținut foarte mult, că putem, trebuie să trecem peste, putem să ocupăm un loc pe podium, dacă vrem, într-adevăr. Eu știu că în viața ta de sportiv a existat și un mic hop, da? Sportul îți mai lasă vânătăi, îți mai rupe și un os, da? Dar cu toate astea, la tine n-a apărut dorința de a renunța. Da, după hopul acela, se face cam un an de atunci, am simțit nevoia la un moment dat, am intrat așa într-o mică perioadă în care m-am gândit, dar am zis că tot mi se poate oferi șansa aceasta să merg la un asemenea campionat, de o asemenea grandoare. Am zis că de ce să nu încerc, de ce să nu fiu mai puternică decât am fost până acum, pentru că tot pentru mine va fi în cele din urmă. Să înțeleg că te gândești în viitor să intri în competiție cu clubul Chuan Li, să-i faci concurență lui Sifu. Nu, în principiu Sifu este lângă mine ca să mă ajute să mă învețe mai departe, pentru a-mi deschide alte noi uși, așa cum a fost și această mică portiță. Acesta a fost doar un început. Mai departe se vor deschide și altele. Felicitări! Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Cobea Nenuț Alex. Am reușit să fiu medaliat cu aur la campionatul european de cinta. Sincer, eu aș fi spus, mă numesc Laura Pumna și am luat aur la campionatul mondial de cinta. Ai foarte mari emoții. Și mie, Sifu Silviu Obeanu, care e undeva pe aici și ne veghează, mi-a spus că tu chiar ești un luptător. Cum se împacă emoțiile cu forța asta teribilă de la sală? Păi, emoțiile, înainte să intrăm în ring, le lăsăm deoparte și ne concentrăm pe meci, cât mai concentrat, să fim cu gândul acolo, să nu lăsăm adversarul să gândească, noi să fim mereu cu un pas înainte. Cât de greu să câștigi această frumoasă medalie de la gâtul tău? Cu muncă, voință, dorință, se poate face orice. Dar vreo superstiție? Spune-ți ceva înainte de a intra în ring? Cu Dumnezeu înainte. Și cu un sportiv mai slab la intrarea în ring, nu? Nu trebuie să subestimăm niciodată adversarul, trebuie să luăm ca atare, iar la final decizia o ia arbitrii. A fost cea mai grea competiție a ta? Nu chiar. Cu muncă am reușit să nu mi-o fac chiar atât de grea, dar cu sportivul acolo... Tu porți un nume cu greutate. Îl avem pe Sifu Silviu Beanu, da? Și tu porți... întâmplător sau nu, tot același nume. E de bun augur sau nu prea? Este o coincidență în nume,
dar cu acesta am reușit, dânsul, neavând băiat, să... Băiat în ring? Da, să... Da, nu ți-aduce de servicii faptul că te numești precum se numește și antrenorul tău? Un fel. Adică se spune, aha, a luat medalia asta pentru că se numește așa? Urile rele, nu? Felicitări, Alex! Până am mă despărțit de tine sau cel puțin să încep odată cu tine, va trebui să-mi spui și ce ești în afara vieții sportive tu. Eu mai practic cu un sport, fotbal, îl fac de 7 ani și... Craiova toată te iubește acum. Mă iubește, dar nu mai este. Sperăm să se renască. Până atunci, succes în arte marțiale. Mulțumesc. Mă numesc Moraru Gianina, sunt elevă la Colegiul Național Carol, sunt în clasa a 7-a. Am reușit să mă întorc de la campionatul european de ușu cu locul 4 la tradițional exter fără armă. Și locul 4 m-a făcut să înțeleg că acesta nu este sfârșitul, ci este doar începutul. Adică pot... Începutul pentru ce? Pentru noi campionate? Da, pentru... Poate data viitoare o să am șansă să urc chiar pe podium. Voi munci mai mult și voi încerca să ajung, sper să ajung chiar și pe locul de întâi, dacă se poate. Au fost lucruri pe care le-ai învățat acolo de la ceilalți sportivi pe care i-ai văzut manifestându-se așa în ring din alte țări? A fost, da, a fost o experiență uimitoare. Nimic nu se compară cu alte campionate. Am învățat că muncind mai mult pot să ajung chiar și ca ei, adică experiență. Și atunci când trebuie să stați la sală, adică să stați la sală în sensul de a face antrenamente mult timp la sală, nu trebuie să fie cu supărare, nu? Nu, niciun caz. Sifu nu vă vrea răul? Nu, nu ne vrea. Sau da? Nu, ne dorește bine. Gianina și Andreea Moraru sunt surori și, precum vedeți, împart în mod fericit și sportul, nu doar viața acasă. Nu știu dacă le împărțiți la fel de bine. Frații se cam bat între ei. Acum voi practicați arte marțiale. Nu, am diminuat aceste conflicte. Păi nu știu, ar fi curios de văzut care iese învingătoare dintre voi în cele din urmă. Nu, la noi nu este vorba. Dacă ea a luat medalia de argint, eu m-am bucurat foarte mult pentru ea și nu a existat niciun conflict în legătură cu diferențele de la campionat. Felicitări! Felicitări, Gianina! Și mult succes la următoarele campionate! Mă numesc Romei Fibian, sunt elevă în clasa 7-a la școala Nicolae Romanescu și vin de la campionatul european de ușu. Unde ce ai făcut, Fibi? Am luat locul 4. A fost o experiență dificilă, așa? A fost greu? A fost din cauza emoțiilor. Pe care le-ai din plin și în acest moment. Dar nu e cazul, că după o experiență trăită la un campionat european, în fața camerei deja este parfum. Da. Spune-mi, sunt lucruri pe care tu ți le-ai însușit acolo? Pentru că eu îmi imaginez că voi ați mers la un campionat european pentru voi înșivă, pentru club, pentru reușită, pentru podium, pentru diplomă, pentru experiență, dar și pentru a trage cu ochiul în curtea celorlalți. Cum ți s-au părut sportivii cu care ai intrat în competiție? Au fost foarte bine pregătiți. Și înțeleg că la următorul campionat vrei să dai de pământ cu cel ce ți-a trecut în fața acum, nu? Da. Felicitări, Vivi, și succes! Mulțumesc! Mă numesc Ignat Andreea și sunt la școala numărul 2-3 ani și am participat la campionatul european de ușu, de unde m-am întors cu medalia de locul 3. Deci ești medaliată cu bronz. Este loc pe podium, asta înseamnă că este tot o performanță extraordinară, tot un efect al unui efort sau al unei pasiuni teribile pentru acest sport.
Este o pasiune foarte mare pentru sportul pe care îl practic și sunt foarte fericită că am urcat pe pod. Dacă este o pasiune atât de mare, te rog frumos să-mi spui și mie și celor ce nu practicăm și celor de vârsta ta și celor mai mari, că ai aici coechipieri de variată vârstă, de ce ar trebui să să practicăm arte marțiale chinezești? Este un sport foarte frumos care ne ajută să ne disciplinăm, să... Înțeleg că tu nu prea erai foarte cu minte înainte de a veni în club. Ba da, dar acum sunt mai cu minte, mai ordonată. Și ții pasul foarte bine și cu școala, că la școala 2-3 ani trebuie să ții pasul cu școala. Da. Această medalie de bronz ți-a dat ție aripi să crezi că poți mai mult? Da, adică am muncit foarte mult pentru a o obține. De cât timp vii aici la sală? De 7 luni. Și ce înseamnă asta? E mult? E puțin? Din punctul meu de vedere este cam puțin așa, de asta mi se pare performanța foarte mare. Am muncit foarte mult în aceste 7 luni și mi s-a părut destul de ușor. Atunci, dacă e așa ușor, vă recomand și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dragi copii, mergeți la campionate europene, mondiale, este ușor, câștigăm medalii, venim acasă fericiți. Da? Nu-i așa? Nu chiar. Felicitări! Felicitări, faci o echipă foarte frumoasă cu colegii tăi, văd că sunt foarte cuminți în timp ce fiecare dintre voi vorbește, iar asta nu face decât să-mi întărească mie convingerea că disciplina despre care îmi tot povestiți este la emotiv aici la sală, așa este? Da! Da. Felicitări! Mulțumesc! Mă numesc Savo Alexandru, sunt elev la Colegiul Tehnic Energetic, am participat la campionatul european de cinta. Din păcate am obținut locul 5, m-am bătut cu un polonez care a devenit campion european și... Dăm voie să intervin și o să-ți spun felicitări. Mulțumesc! Da, și aș elimina acest din păcate, da? Este o reușită și tu ai muncit. Ai muncit mult sau n-ai muncit? Foarte mult. Îți place foarte tare ceea ce faci. Eu am avut ocazia să te văd în sală, lucrând. Așa cum am observat că vă place fiecăruia dintre voi și ții foarte în serios așa antrenamentul. Dar e ceva ce a făcut polonezul ăsta în plus? Nu prea a avut mai, nu știu cum să vă zic, n-a avut multe, adică forță, a fost mai mult la puncte. A avut șansă. Da. Și cum ai tu de gând să corectezi acest din păcate pe care îl pui tu în legătură cu locul 5? Să mă pregătesc mai mult și să iau treaba în serios. Să înțeleg că până acum n-ai luat-o suficient? Ba da, dar să iau și mai în serios. Spune-mi, ai făcut parte dintr-o delegație care a fost mult aplaudată la campionatul european de ușu tradițional. Foarte. Cum te-ai simțit? Reușit. Așa. Deci ai fost un coechipier chiar de nădejde. Înțeleg că l-ai făcut galerie. Da. Da? Și ei ți-au mulțumit? Da. Prin rezultate? Și prin rezultate și prin galerie. Felicitări, felicitări și mult succes, da? Următoarea întâlnire cu un polonez să se finalizeze cu victoria românul. Mă numesc Mihai Adrian, sunt elev la liceul Traian Voia, clasa 8-a. Am participat la campionatul european ușu tradițional. M-am clasat pe locul 6, a fost foarte bine. Spune-mi, când ai plecat spre campionat, visai un loc pe podium? Când am plecat spre campionat, visam locul întâi, altceva nu mi-era gândul. Și s-a întâmplat acolo ceva? Da, a fost o problemă. Eu mă pregătisem pentru cinta, adică lupte, dar pentru că n-am avut categorie, am fost peste categoria mea, nu am putut să particip și am făcut ușu. Dar nu ești atât de dezamăgit încât să nu vrei să mergi mai departe, nu?
Nu, din contră, m-a ambiționat. Atunci când trebuie să faci un lucru, trebuie să respecti până la capăt. Și ți-au dat așa până la urmă și ție vânt din pupa, nu? Cum se spune colegii tăi? Da, emoțiile care le-au transmis și curajul care mi-l dădeau. Te-ai simțit mândru că până la urmă acolo nu ați reprezentat Craiova doar sau județul Dolj, ci România. Da, a fost o experiență minunată să reprezinți țara și să-ți fie cântat imnul. Mă numesc Daniel Robert, sunt elev la Colegiul Național Carol I. Am participat la concursul european de ușu și m-am întors de acolo cu locul 4 la tradițional extern fără armă și locul 2 la cinta. Astea sunt două stiluri foarte dificile. Ce înseamnă pentru tine? Explică-ne un pic realmente ce faci tu acolo. Sunt mulți cei care ne privesc și nu știu foarte multe despre artele marțiale. Păi, la competiția de cinta intrăm pe ring și ne punem în ușile casca și corsetul. Și luați bătaie sau dați bătaie? Dăm bătaie normal. Medalia ta o dovedește din plin. Iar la concursul extern fără armă facem o demonstrație de ușu prin care le arătăm oamenilor diferite stiluri de luptă. Tu ești elevul unui colegiu care cere foarte mult de la elevii săi, da? Cere ca elevii să pună serios burta pe carte. Le împaci așa pe amândouă că performanță sportivă avem. Da, încerc de fiecare dată, dozez în așa fel încât să mă descurc și într-o parte și în alta. Sunteți cumva condiționați aici să mergeți bine și cu școala? Da, normal. Deci la club se cultivă nu doar pasiunea pentru sport, ci și luarea în serios a școlii, da. Deci aveți două perechi de părinți sau cum? Și mai multe perechi de profesori? Într-un fel, da. Felicitări și mult succes! Mă numesc Robert Moraru, am participat la campionatul european de ușu și am obținut locul 3 și locul 5. Ce înseamnă acest loc 3? Eu m-aș lăuda altfel, sunt medaliată cu bronz la campionatul european de ușu tradițional. Pentru mine locul 3 nu a reprezentat chiar o performanță. Mă antrenez de 7 ani în acest sport. Mi-aș fi dorit să urc mai mult pe podium, însă a intervenit și o accidentare. Am avut o accidentare pe perioada antrenamentelor, însă am trecut destul de ușor, spun eu, peste și am reușit cel puțin să mă clasez pe locul 3. Găsesc la tine și eu o notă de ușoară dezamăgire. Păi bineînțeles, dacă mă antrenez de 7 ani, este prima dată când prind și eu lotul național la un campionat internațional. Deci tu ești un exemplu bun în sensul înțelegerii fenomenului. Nu suntem cei mai buni, așa că spunem noi, și suntem cei mai buni în condițiile în care demonstrăm. Este cel mai important lucru de făcut și în viață în general. Dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să demonstrezi că poți și că ești într-adevăr cel mai bun. Altfel, toată munca ta este degeaba. Tu ești alea bună. La Colegiul Național Frații Buzești. Ești un fel de buzeștean așa care vrea foarte mult de la... Da, s-ar putea spune și așa. Cei 7 ani înseamnă muncă foarte multă? Sau în cei 7 ani te-ai mai și răzvrătit așa și la un moment dat ai zis nu mai vreau să practic sport? Bineînțeles că a existat și astfel de momente, însă am reușit să merg pe drumul stabilit de la început și să fac față tuturor provocărilor. Dar ce vă așează pe voi pe drumul ăsta atunci când începeți să mergeți pe lângă el? Cine? Antrenori? În primul rând antrenorii, care se implică foarte mult în... și în viața noastră personală, pentru că noi, pentru a face performanța aici, trebuie să renunțăm la unele activități care poate ne plac mai mult în afara clubului și uneori, inclusiv la, cum aș putea să vă spun, decât la școală să renunți. Dar asta se întâmplă numai în condițiile în care vrei să faci performanța cu adevărat, vrei să ajungi la un campionat mondial, vrei să ajungi cunoscut
să ajungi ca, să vă dau un exemplu, în România, ca sportivii din K1, Daniel Ghiță, Bogdan Stoica, Andrei Stoica. La nivelul la care ești tu acum, cam cât trebuie, cu cât trebuie să muncești mai mult decât până acum? Trebuie să muncești cam de 3 ori cât ai muncit până acum, ca să poți să faci față la un campionat european. Sper că Sifu aude lucrurile acestea. Sigur le aude. Le-am spus că le-am smuls ca mărturii. Da. Felicitări, Robert, și mult succes înainte. Mergem mai departe, nu la campionate, și nu mai există ezitări din astea, fac sau nu fac sport. Bineînțeles. Nu creștem pur și simplu mari de mici. Este clar că în viața fiecăruia dintre noi există un bunic, o mamă, un tată, un unchi, o mătușă, un văr, nu știu, un vecin, un profesor, un om care la un moment dat își pune amprenta pe ce credem noi că vrem la un moment dat și ajungem să facem la un alt moment dat. Ați văzut lotul de la europenele de ușu tradițional? Sunt elevi buni la școală, elevi care au înțeles să-și împartă timpul și între școală și un sport sau și sporturi, elevi care reușesc în cele din urmă să asculte nu doar de părinți, ci să mai asculte și de un antrenor. Așa că nu puteam vorbi despre universul acesta al oamenilor mari de mici în clubul Ucioan Lee, fără să luăm la întrebări pe antrenorul lor, pe domnul Sifu Silviu Obeanu, pe domnul Obeanu, care este antrenor de ușu Kung Fu. Cum îi creșteți mari de mici? Păi, așa cum a spus, de mici. Începem să-i creștem. E foarte important pentru tine în ziua de azi să mai aibă și alți mentori în afară de părinți. Și ei încep deja de la școală, dar pe lângă școală întotdeauna mai este nevoie de o mână puternică care să-i aducă pe direcția cea corectă. Și părinții au nevoie de acest ajutor. Am constatat acest lucru și datorită faptului că sunt și eu părinte și la fel, copiii au tendința de a se răzvrăti, de a fi cumva nemulțumiți de relația cu părinții, pentru că părinții îi condiționează, îi opresc de la lucrurile care ei ar vrea să le facă și atunci e bine să intervină și mâna forte, ca să zic așa, iar mâna forte întotdeauna, mai ales atunci când fac parte dintr-un club, este antrenorul. Pentru că ei văd în antrenor nu numai mentorul care le transmite ceea ce trebuie să facă, ci văd modelul pe care ei trebuie să-l urmeze. Până la urmă, ăsta este rolul antrenorului, acela de a le transmite modul de viață pe care trebuie să-i aibă de acum încolo. Dar trebuie să fi fost un rol tare supărător pentru ei înainte de, să zicem, acum suntem la momentul campionatului european. Dar a fost campionatul național, au fost alte campionate, pentru că antrenorul nu mai este un personaj foarte simpatic atunci când își cere să te antrenezi continuu. Da, pe de-o parte, poate că la un moment dat, dacă relația este foarte lungă, așa cum ați văzut că sunt mulți aici care sunt de 6-7 ani în club, la un moment dat antrenorul își pierde din acea sclipire pe care ar trebui să o aibă și atunci într-adevăr se transformă în părintele de la sală. Îl vede ca pe un tată și de cele mai multe ori este foarte greu de lucrat cu oamenii foarte vechi. Cu toate că sunt cei care au cea mai mare experiență și acumulează cel mai bine informația, devine foarte dificilă relația și într-adevăr se transformă de cel mai multe ori într-o corvadă. Dar prin abilitatea echipei manageriale, prin abilitatea antrenorului de a lucra cu sportivul în toate condițiile, pentru că să știți că viața de sportiv nu este ușoară, este o viață de foarte multe sacrificii și în același timp foarte multe privațiuni care într-un fel sau altul se reflectă asupra psihicului lui. Are momente în care vrea să renunțe pentru că e într-adevăr o muncă grea și cine nu înțelege viața de sportivi ar trebui să le explicăm acum că este o muncă ca oricare alta, o muncă grea. Că de asta și vorbeam, poate în emisiunea trecută, din câte mi-aduc aminte, vorbeam despre Kung Fu și explicam că Kung Fu, de fapt, asta înseamnă muncă grea făcută de om. Asta este și ceea ce fac acești sportivi.
Cine nu apreciază acest lucru înseamnă că nu a muncit niciodată și nu știe despre ce e vorba. Iar ca să obții o performanță la un astfel de nivel, la un nivel de campionat european, pentru unii care muncesc de foarte mult timp, este încununarea muncii lor după ani de zile. Pentru cei care au avut abilități și au putut să crească foarte repede, a fost încununarea unei munci asidue într-un timp foarte scurt și asta nu face decât să fie meritul lor și în același timp să fie și meritul echipei de antrenori care îi conduce. Eu nu mă pot abține acum să nu mă fi întrebat în timp ce auzeam că aveți aici la sală de 4 luni, de 7 luni campioni europeni. Mă gândeam dacă și eu în 7 luni ajungeam Larry King în presa mondială. Astfel de sunt revelații? Sunt în sală tineri care intră brusc și în foarte scurt timp reușesc să completeze palmaresul clubului? Da și nu. Câteodată, într-adevăr, sunt tineri care au abilități deosebite și pe care reușim să-i motivăm și să le folosim capacitățile la maxim. Pe de altă parte, sunt ceilalți sportivi care au șansa conjuncturală de asemenea natură. Noi n-am mai avut ocazia până acum să participăm la un campionat european în România și de asta au fost un lot atât de numeros. Și țin să vă spun că la în lotul național, clubul Ucean Lee, clubul din Craiova pe care îl conduc și îl manageriez în mare parte, a fost aproape o treime din lotul țării. Asta și datorită faptului că erau foarte mulți sportivi cu foarte mare experiență și am constituit acest lot pe fundamentul și pe baza lotului de Uinciun, care lotul de Uinciun, lotul național de Uinciun se află aici la Craiova, iar eu sunt antrenorul acestui lot. Am avut această șansă și prin această conjunctură foarte bună am reușit să mergem cu un lot atât de mare. Vă spuneam că pentru unii sportivi care s-au apucat de foarte puțin timp, așa cum este Alex Ionuț, care în 4 luni de zile a reușit să devină campion național și apoi imediat a fost campionat european, a fost o chestie de conjunctură, a fost luat în lotul național tocmai datorită acestui campionat național care s-a desfășurat în luna martie și el a obținut un bine meritat loc întâi, a devenit campion național în martie. La o lună de zile a fost campionat european în România și nu se putea altfel decât ca cei care sunt campion național în aceste campionate care se țin de 2-3 ori pe an să fie asimilat în lotul național și s-a văzut acum că într-adevăr performanța lui a fost una deosebită, a devenit campion european la categoria lui de 70 de kilograme, la luptă, ceea ce și s-a văzut în cele 4 luni de antrenament, pentru că a fost tipul de om care se cerea să facă lucrul ăsta. Are inteligența, are disciplina, el veni și dintr-un sport cum este fotbalul, care în 6-7 ani l-a format. De asemenea, sunt sportivi noi cum este Ignat Andreea, care a venit de curând în club, cam din luna septembrie, anul trecut, și care a acumulat foarte mult și datorită faptului că a făcut parte dintr-o elită. Ea s-a antrenat cu cei mai buni din club, s-a antrenat cu Andreea Moraru, cu Gianina Moraru, cu elevi foarte vechi care participaseră la 3-4 ediții ale campionatelor naționale, erau campioni naționali și făcând parte din acest lot, n-a făcut altceva decât să împrumute din experiența lor și din vigoarea cu care, pe care ele o prezentau la viitoarele campionate, ceea ce însemna că ele fac parte din actualii campioni și din viitorii campioni. Iar asta pe ea a ajutat-o foarte mult. De asemenea, Miruna, care a devenit campioană europeană, a surclasat și din sportivii clubului. Ea a fost una dintre sportivii care a venit de mic la club. A fost o perioadă în care a plecat din țară și a trebuit să renunțe, dar când s-a întors în țară, primul lucru care l-au făcut bunicii ei a fost să o aducă din nou la sală. Și asta i-a prins foarte bine. S-a văzut că lucrurile pe care le învățase anterior au ajutat-o foarte mult să facă acest pas spre performanță, spre înalta performanță. Întâlnirea care a avut-o la, nu mai mi-aduc bine aminte ce vârstă avea atunci,
9 ani, când s-a întâlnit cu Sifu Randy, atunci când a venit în 2006, Sifu-ul nostru. Cred că asta au fost lucruri care au impresionat-o foarte mult și care au determinat-o să continue această muncă. De asemenea, e vorba de ceilalți sportivi foarte vechi, cum este Andrei Ghionea, care acum a și confirmat la experiența pe care a acumulat-o de-a lungul a 7 ani de practică în club, faptul că se apropie să dea de centură neagră, faptul că a devenit acum dublu campion european, sunt cele mai importante medalii pe care putea să le obțină clubul. O medalie de aur la proba pe care noi suntem consacrați la Wing Chun, la Chun Kyu, și o probă neașteptată, o medalie neașteptată la Tuishou, unde era o probă de luptă pe care nu ne așteptam să putem să urcăm pe podium, dar prin experiența care a avut-o, prin campionatele la care a participat anterior, l-a ajutat foarte mult și a reușit să facă acest pas. De asemenea, Moraru Robert, care este foarte vechi, l-a și văzut, care are o anumită prestanță, el domină așa când vorbește, este centură neagră de un an de zile, el este printre cei mai vechi sportivi ai clubului, a participat la tot ce putea fi important în acest club, dar acum a fost momentul în care a participat la o competiție internațională, la campionatul european. Până acum n-a avut această ocazie și din păcate n-a reușit decât să urce pe podium pe locul 3, dar eu am zis că este foarte bine că a reușit această performanță, pentru că a reușit-o în condițiile în care a participat cu sportivi din Rusia, Ucraina, țări consacrate în domeniul show-ului și care surclasează tot. Și dacă a reușit să ia un bine meritat loc 3, asta înseamnă că calitatea show-ului este foarte bună. Aici noi nu avem lotul complet, lotul cu care ați mers la campionatul european de la București. Mai sunt sportivi care lipsesc și printre ei mai sunt și medalii. Da, la acest campionat lotul clubului a fost una din 16 sportivi. Am obținut 12 medalii, 5, avem 5 titluri de campioni europeni, 4 de vicecampioni și 3 medalii de bronz. Din sportivii care nu sunt acum în acest moment aici, sunt persoane care își desfășoară activitatea în alte orașe. Este vorba de Ștefan Adriana, care este polițistă și își desfășoară activitatea în București, care a și devenit campioană europeană la cinta. Pentru ea a fost o încununare a vieții de sportiv. Ea a fost sportivul numărul 1 al clubului pentru o perioadă foarte lungă de timp. Are 25 de titluri naționale la diferite probe, dintre care vreo 12 numai la luptă. Vicecampioană europeană la Santa Sancho, la full contact, și 2 locuri, 4 la campionate mondiale. Deci este unul din sportivii din vârfurile clubului care au tras practic clubul înainte în anii anteriori. Iar acum a venit să încununeze acest titlu care l-a obținut, titlul de campion european, a venit să încununeze cumva munca ei ca sportiv, pentru că ea este în faza de terminare a vieții sportive. Acum este angajată a MIAI-ului, este polițistă și probabil că nu știu dacă va mai apuca să meargă la vreun campionat de o asemenea învergură. Este prognozată să meargă la campionatul mondial, dar depinde ce activități are la servici. Pentru ea a fost foarte bună această participare, a luat și locul 2 la proba de TAO, ceea ce a însemnat din nou un atu în plus al experienței pe care l-a acumulat de-a lungul timpului. De asemenea, mai este vorba de Marius Barbu, care este și el polițist, se află în Sibiu, sportiv ai clubului care se antrenează de câte ori au ocazia, se antrenează aici în clubul central sau acolo unde au domiciliile acum, unde muncesc. Deci dacă treci placul clubului aici, te faci polițist? Nu neapărat, am avut și jandarmi, am avut și persoane care au devenit ingineri sau doctori. Într-adevăr, dacă treci pragul clubului și reușești să te integrezi în viața socială a clubului și să faci parte din această elită, eu zic că cei mai mulți dintre cei care reușesc să vadă dincolo de limitele a ceea ce înveți aici, vor avea și o carieră profesională de succes. Chiar crezi că... Asta
asta este cel mai important lucru. Nu cresc doar ca sportivi, ci ei cresc ca oameni, pentru că, până la urmă, sportul e decât o parte pe o perioadă scurtă din viața lor. Dar ceea ce reușesc să învețe aici, ceea ce reușesc să acumuleze ca disciplină mentală, fizică, ca tehnică în ceea ce înseamnă acest proces de continuu de învățare a lor, nu îi face decât să devină mai buni. Până la urmă este acel concept de autodepășire. Înveți numai pentru a deveni mai bun, de a te autodepăși, de a depăși pragul sau limita în care ești la un anumit moment. Îi puneți în armonie aici cu, și cu școala? Vin și vă spun, nu mă mai duc la teza cu tare sau am luat 5. Nici nu se poate altfel. Dacă nu există un echilibru între viața sportivă și viața din afara clubului, nu poate să existe un echilibru al vieții lui ca om și nu va putea să realizeze mare lucru în viață, pentru că degeaba vei fi cel mai bun în sport, dar nu vei reuși niciodată să fii un bun membru al societății. Și atunci aceste lucruri se întrepătrund. Nici nu poate să existe un sportiv bun care este un element rău la școală. Nu se sincronizează, nu există element de comparație. Un sportiv bun, sigur, va fi și un element foarte bun la învățătură. Mărturisiți-mi sincer, ați știut că vor veni cu atâtea medalii? Pentru că dintr-un lot de 16 avem 12 medalii. După campionatul național, unde au fost cu zecile. În niciun caz. Nu se aștepta nimeni la o astfel de performanță, mai ales făcând o evaluare statistică la nivelul lotului național. Au fost 80 de sportivi care au participat din partea României și s-au obținut 15 medalii de aur, 14 de argint și 12 de bronz. Gândiți-vă că la nivelul clubului am obținut 5 medalii de aur, 4 de argint și 3 de bronz. Este aproape o treime din numărul de medalii pe care le-a obținut lotul național și am fost doar 16 oameni. Au fost mai blânzi arbitrii, nu știu, că noi cei din exterior ne gândim, s-a ținut acasă. Nu se poate vorbi de blândețe arbitrilor. Arbitrii sunt imparțiali, sunt de neatins. Ceea ce au văzut și sportivii și am văzut și eu pentru prima dată, că este prima dată, trebuie să recunosc, când particip la un astfel de campionat. Eu am mai avut sportiv la competiții internaționale, dar n-am putut să particip efectiv. În schimb, modul în care se prezintă comitetul de organizare a unei astfel de competiții este total diferit de ceea ce știam până acum. Totul este secretizat. Nu știe nimeni cine, cu cine va participa, decât în momentul când trebuie să afli acest lucru. Apoi este vorba despre prestanța arbitrilor. Sunt de, exact cum am spus, sunt de neatins. N-ai cum nici măcar să visezi că cineva va avea interese sau va favoriza pe altcineva. Totul acolo decurge după exact linia regulamentului și așa cum se cere să decurgă astfel de competiție. Totul este cu o seriozitate maximă, totul se face cu punct și virgulă, fără niciun fel de rabat. Nu. Când vorbim de performanță, vorbim de performanța pe care ei au dovedit-o în acel moment la acea competiție. Ca la orice examen al vieții, putem să spunem că a concurat puțin și șansa. Am avut această șansă. S-au pus lucrurile cap la cap, așa cum ar trebui. Dar n-a fost doar o întâmplare, pentru că nu am luat un singur titlu de campion european. Dar ce vă mai plac întâmplările astea cu podium și medalii? Da, au început să-mi placă, sincer, și probabil că ăsta este rezultatul muncii în echipă. Pentru că este foarte important să reușești să motivezi nu unul, ci 16 oameni să facă un lucru la unison, să-și dorească acel lucru, să simtă că fac parte dintr-o echipă, dintr-o elită și în același timp să obțină și rezultate. E un lucru nemaipomenit. Sincer, nu mă așteptam să obținem atâtea medalii. Păi dar și cum ei știu deja să mânuiască și arma și pumnul și vă prind de la... Nu, i-avem aici, că i-am păstrat, să fie martorii mărturisirilor. Oricum, Ushu este un sistem de arte marțiale îmbinate care
este destul de dificil de practicat. Cine spune că sunt multe probe în ușu, trebuie să înțeleagă că și munca este pe măsură. Fiecare probă are cerințele ei, fiecare probă are suișurile sau coborâșurile, fiecare probă are necesitățile ei în pregătire. Dacă în celelalte sisteme de arte marțiale totul este clar, sunt două probe, una de luptă și una de de kata sau de tao, de prezentarea elementelor, în ușu lucrurile sunt foarte vaste, sunt 324 de stiluri recunoscute. Pe toate le știți, Sifu? Nu le știu pe toate, n-am cum să le știu pe toate, nu știu nici măcar 1% probabil din ele, dar ceea ce facem aici, sistemul pe care noi îl practicăm în Chun, zicem că îl facem la cel mai înalt nivel și asta și datorită faptului că am reușit de-a lungul timpului să ne conectăm la ceea ce se cere în exterior, facem parte dintr-o organizație internațională, Close Range Combat Academy, care este condusă de Sifu Randy Williams, un nume foarte greu în lumea artelor marțiale, este recunoscut ca fiind printre primii 10 maestri de Kung Fu din lume. Este practic un urmaș al lui Bruce Lee, în adevăratul sens al cuvântului. Eu am avut norocul să-l cunosc. Și a fost și bodyguardul unor vedete foarte importante. Da, este un nume cunoscut, foarte cunoscut în exterior. Am avut plăcerea să-l avem în România de două ori, odată în 2006 când am și afiliat clubul la această organizație internațională și în 2011 când, odată cu inaugurarea noii săli, am reușit să-l aducem din nou pe Sifu Randy din România. Dar acest sistem de arte marțiale pe care noi îl practicăm, la momentul de față, este sistemul dominant, ca să spun așa, în lumea artelor marțiale pe care se practică în Federația Română de Arte Marțiale și mă refer la Wing Chun. Noi am început să practicăm acest sistem prin toată informația care am dobândit-o și prin modul în care am lucrat. Acum n-am făcut decât să etalăm această abilitate și pe această cale sportivii să-și exprime întregul lor potențial. Există ceva, vreau să vă întreb așa pe coadă, pentru că undeva unde funcționează clubul s-au strâns micii sportivi în miniatură ai clubului și cred că nu mai suportă ideea că noi ceilalți ce mai, nu mai terminăm odată ca să vină să facă hărmălaie aici. Au fost lucruri sau a fost un lucru care v-a dezamăgit la sportivii dumneavoastră, la sportivii clubului în timpul campionatului european și ceva care v-a făcut să vă dați seama că acolo i-ați cunoscut și mai bine, dar într-un sens pozitiv? Dezamăgiri nu cred că pot să fie vorba, pentru că oricum tolba de medalii pe care ei au adus-o n-a făcut decât să mă facă să-i iubesc și mai mult, să înțeleg că munca lor n-a făcut decât să scoată în evidență acest. Deci nu vreți să fiți în fața lui Sifu Silvio Beanu în momentul acesta, da? Pe de altă parte, dacă vorbim de lucrurile care m-au făcut să sar în sus de bucurie, păi chiar participarea lor la acest campionat pentru mine a fost un lucru nemaipomenit, pentru că dacă sunt să ne gândim, încununarea muncii unui antrenor este prin ceea ce reușesc sportivii sau elevii să aducă în față. Că ați vorbit de dezamăgire. Dezamăgirea este că lucrurile nu sunt puse cap la cap așa cum ar trebui într-o țară cum este România. Avem o țară frumoasă, avem oameni frumoși, avem oameni puternici care ar putea să influențeze într-un fel sau altul sportul, dar dezamăgirea cea mare este că tot acești sportivi care îi vedeți au trebuit fiecare să contribuie personal cu taxa de participare. Adică ei și-au plătit tot ceea ce a însemnat taxa de participare, inclusiv cazarea la hotel pe perioada competiției. Gândiți-vă că ei au reprezentat România și că ei au reușit să scoată în față performanța și munca unui lot întreg de oameni, pentru că în spatele lor a fost o echipă întreagă de oameni care, inclusiv părinții lor, care au reușit să-i sprijine. Iar pe de altă parte, acest lucru nu le este recunoscut așa cum ar trebui. Lumea nu-i cunoaște, lumea este dezinteresată de
de acest lucru și asta mă dezamăgește, cred că, cel mai mult. Și în primul rând, probabil, dezamăgirea cea mare vine exact din direcția factorilor care ar trebui să recunoască acest efort făcut de ei. Pentru că un campion european, un vicecampion european, o medalie de bronz la campionatul european înseamnă enorm. Înseamnă enorm nu pentru numai pentru ei ca sportiv, nu pentru mine ca antrenor sau pentru club, înseamnă pentru comunitate. Înseamnă pentru Craiova, înseamnă pentru primărie, pentru prefectură și așa mai departe, pentru Direcția Județeană de Sport. Deci sunt sportivi care promit și cu care bănuiesc că v-ați făcut deja un plan pe termen mai lung, să mergeți mai departe, să învețe lucruri noi, să-i mai pregătiți cumva și că în cele 300 și ceva. Da. Asta în primul rând, pentru că una dintre discuțiile pe care le-am avut cu ei imediat după campionat, acesta a fost că am văzut care este nivelul la care se lucrează la, și vorbesc aici de țările importante, cum a fost Rusia sau Ucraina, care au un nivel al ușului foarte, foarte ridicat, foarte ridicat. Ei au academii de ușu, unde trăiesc, unde învață, unde muncesc, deci asta fac, se ocupă cu ușu și avem foarte mult de recuperat, avem foarte multe zone în care nu ne-am ocupat până acum, cum sunt armele și probabil că din această vară, așa cum am stabilit și cu ei, la următorul cantonament o să începem acest proces de învățare și într-adevăr, pe termen lung, avem campionatul național de ușut modern, care probabil va fi în luna septembrie și avem o perioadă de 3-4 luni de zile în care să ne pregătim. După care, probabil la anul, tot prin luna aprilie, urmează campionatul european de ușu, care se va desfășura tot în România, campionatul de ușu modern. Ceea ce înseamnă pentru noi încă o șansă de a participa cu sportivi foarte bine pregătiți de aici, de la club, și care au șansa să urce pe podium din nou la nivel internațional. De asemenea, avem campionatul mondial la sfârșitul lunii septembrie, în Macao, unde este prognozat să participe mai mult ca sigur Ștefan Adriana, asta în cazul în care reușească să-și facă loc cu serviciu. De ce nu după campionatul național, acum, care va avea loc la începutul lunii septembrie, cei care merg pe sistemul de santa de luptă vor reuși de asemenea, dacă vor urca pe podium și vor lua un loc meritoriu, unul sau doi, pot să fie cuprinși în lotul de campionat mondial. Există aceste șanse și nu trebuie ratate și de aceea noi vom continua să ne antrenăm. Păi nu rămâne decât să vă urez mult succes, să faceți în continuare o echipă așa trainică, pentru că numai astfel înțeleg eu că se obțin performanțe, da? Cu bună înțelegere, cu dragoste pentru mișcare, pentru sport, cu, nu știu, cu bucuria de a avea cât mai mulți colegi și a de a lucra în echipă. Așa este formația, o bună echipă? Da! Vă înțelegeți bine că de rup picioare ați putea să vi le rupeți, nu? Da, clar. Dacă cineva de vârsta lor dorește să vină spre sală, trebuie să știe musai că e nevoie de anumite calități? Calitățile descoperim de parcurs. Sunt foarte mulți tineri care vin și au intrare către zona arte nu marțiale, care au auzit dintr-o sursă sau alta sau au văzut la televizor și dorința lor de a practica, întotdeauna lotul de antrenori îi primesc cu brațele deschise, pentru că ei sunt viitorii campioni, viitorii campioni ai clubului, viitorul campion ai țării. Ei înseamnă forța celor 5 pumni, nu? De cele mai multe ori, da, sportivi înseamnă forța celor 5 puncte. Mult succes! Eu nu știu, Sifu, știu că se salută altfel, nu se strânge mâna, dar eu vă strâng mâna și prin această mână strâng și mâna sportivilor dumneavoastră, clubului de aici. Felicitări, forță de muncă, nu știu, altceva, ce se mai... Înțelepciune? Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ați fost alături de ei, că i-ați prezentat. E foarte important pentru ei și pentru cei care vor să vină spre acest sport. Ușu este, înseamnă mult, înseamnă o viață care o dedici unui concept, nu numai unui sport, ci, așa cum vorbeam, este un mod de viață. Ușu
înseamnă viața celor care acceptă să intre în acest joc. Mulțumesc tare mult, felicitări încă o dată!